este o situație de analiză în acest moment în organizația noastră. Președintele organizației, domnul Florin Cârciumaru, a fost chemat la București la Comitetul Executiv Național, un comitet care se va ține astăzi. Acolo se vor discuta două mari probleme. Se va face o analiză la nivel de țară și se va lua în calcul de asemenea și posibilele direcții pe care le vom primi, le vom lua în ceea ce privește alegerile din toamnă, alegerile parlamentare. La Gorj, potrivit declarațiilor făcute de Victor Ponta în ziua votului, PSD va face alianțe cu ALDE și UNPR.